Mi-ar plăcea foarte mult să punctez faptul că mă aflu într-o echipă faină, după atâția ani de experiență și în atâtea echipe în care am lucrat. Chiar sunt oameni frumoși aici. Și mă super bucur că sunt atât de deschiși, sunt normal ca mine și mă bucur că fac parte din echipa asta. Singura chestie pe care ar trebui să o știi, deși sună ciudat, e ceea ce nu știi și chestia pe care trebuie să o ai neapărat e dorința să știi. Dacă ai drive-ul să afli și mai ales interesul să întrebi, o să afli, o să știi și o să și faci. Dacă vrei să fii la DVF în rol de account manager, trebuie să fii deschis spre a învăța continuu, trebuie să fii un om comunicativ care știe să lucreze în echipă, care își înțelege echipa din spate și care poate transmite în relația cu clientul elementele principale. În primul rând, ți-aș sugera să-ți pui întrebări, să cauți cât mai mult, să fii curios, să-ți dai seama ce vrei și să încerci. O echipă foarte deschisă, săritoare, în momentul în care ai o problemă și spui acea problemă, oamenii sunt deschiși să te ajute și, nu știu, pentru mine echipa aceasta îmi creează motivație. Că sunt niște oameni autentici, care spun lucrurilor pe nume, care dau șansă oamenilor, o chestie rarisimă în ziua de azi. Niște oameni cu viziune și cu mult curaj. Niște oameni care lucrează într-un domeniu de viitor foarte competitiv, unde ai șansa să devii mai bun. Dacă vii la DVF și ești student la master și ești la început de drum, ai parte de toată susținerea din partea colegilor. Flexibilitatea, din nou, repet, ajută foarte mult, faptul că putem să lucrăm de oriunde. Și cred că și cel mai important este faptul că atunci când există suportul acesta, atunci când avem o întrebare, de fiecare dată există cineva care e dispus să ne răspundă și să ne ajute să înțelegem anumite lucruri pe care poate pe cont propriu nu le-am înțelege la fel de bine, precum le înțelegem atunci când le explică un specialist. Trebuie să știi, ar trebui în primul și în primul rând să ai o sete de cunoaștere, să-ți dorești să înveți, să ai capacitatea de a citi niște cifre, să înțelegi un pic cum funcționează lumea în care ne aflăm și că toată lumea se învârte în jurul social media în momentul de față. Și dacă ești curios despre aceste subiecte, cu siguranță e locul potrivit. Că la începutul carierei e foarte important echipa din care faci parte. Iar la DVF chiar e echipă de oameni care îți transmit foarte bine informații pe care îi dețin și care te ajută să te dezvolți foarte bine. Așadar, e un mediu de lucru care cumva îți acordă spațiu de care ai nevoie, nu știu, ajută să te dezvolți din punct de vedere profesional și cred că dacă îți dorești să vii aici, chiar poți să, nu știu, atingi orice fel de performanță vrei. Sunt super implicați. Greșeli facem cu toții. Avem de învățat cu toții până să ajungem la un anumit nivel, dar știu că fiecare dintre ei se implică 110% și de asta uneori le țin foarte mult partea. Oameni super smart, super curioși, dar în același timp și relaxați. Știu că e un pic antiteză, dar știu să se și distreze, știu să și trăiască, știu să și petreacă. Sau party hard, work hard. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie să știi ce îți dorești tu. Nu ar trebui să știi decât ce vrei tu. Apreciez și se apreciază foarte mult oamenii care știu ce vor, care nu își schimbă, să zic, dorința de la un an la altul. Da? Deci dacă tu știi că vrei să faci digital marketing și dacă ai făcut eforturi în această direcție pe cont propriu sau în alte experiențe pe care le-ai avut, ești binevenit. Mai bun. Tot ce a zis Irina și să fii non-conformist. Că sunt super mișto și că ne iubim toți între noi și tot timpul încercăm să ne sprijinim și să facem să fie bine.